Alo! Lumină și căldură, sor meu! Alo, ce faci, fetiță? Te pup! Aha! A, e... Da, sor meu, sunt pe aici, pe la magazin, dar nu, sor meu, nu. Se vede că a intrat luna în pești, sor meu. Nimic, de 3 zile n-a intrat nimeni. A, da? Sor meu, stai, fetiță. Stai în telefon, fetiță, că mi-a venit un client. Hai, stai în telefon aici, da? Hai. Sărbăla. Lumină și căldură în suflet, domnul. Lumină și căldură. Cu ce vă pot servi? Aș dori un pan... asta e o rochiță care i s-ar potrivi iubitei mele. De-a câți ani are iubita, domnul? De fapt, nu. Aș dori un pantalon. Pentru mine, așa, măsura mea. Domnul, stați. Rac cu ascendent în berbec. Poftim? Rac cu ascendent în berbec. A, zodia! Vai, dar cum v-ați dat seama așa? M-am uitat și m-am prins și... Bou de apă chinezesc. Extraordinar, ce bine vă prici. Dar faceți de-astea? Da, de toate, da. Stați că am fix ce vă trebuie. Stați puțin. Tigru de metal, dragon de foc... Ah, bou de apă. Bou de apă, domnul. Ia. Bou de apă, a? Aha, e fama asta? Haide, domnul, că asta nu e pijama. Uitați ce bine vă prinde. Cu tenul, cu părul. Păi e și cam larg așa, doamnă. Aș vrea ceva mai pe măsura mea, așa mai... Aici intrăm 2 oameni. Domnul, că nu e largă, e foarte bună. Uitați, chiar nu vă place? E frumoasă culoarea, că e apă, e verde, iarbă, dar nu... Gata, am fix ce trebuie, ia. Ia vedeți, ia. A? Parcă ăsta, ia să... Ah, bun! Ăsta parcă ar merge așa. Dar cât costă ăsta? Îl iau, imediat, stați să vă fac calculul. Rac cu ascendent în berbec și bou de apă chinezesc, Pluto sextil cu Saturn, 173 de lei și 87 de bani. E mult, doamnă, păi da, asta e second hand aici. Haide, domne, că e mult. Domnule, asta e marfă originală din Taiwan, nu așa de oriunde. Bine, dar e... păi da, ia uite, doamne, e pătat aici. Aș vrea și eu, când mă duc la eveniment, să fie și el un costum ștoc, un pantalon frumos. Poate numai o mică reducere acolo, poate mai... N-am decât 55 de lei în buget, doamnă. Bine, domnule, hai că ai ochi frumoși. 55 de lei. Da, stați așa să caut. Dar n-am nici cardul la mine, doamnă. Fiți atentă cum fac. Mă duc până la mașină, iau mașina, mă duc acasă, iau cardul, mă duc la bancă, scot banii și vin și le iau, da? Bine, domnul, dar să vă grăbiți că în jumătate de oră închid. Că intră luna în pești și după aia chiar că nu mai merge nimic. Hai! Aoleu, hai că vin imediat, doamnă. Jumătate de oră, aici stau, da? Cine mai veni? La revedere! Alo! Făi, fetiță, mai ești la telefon? Stai, făi, fetiță, că dacă nu m-ai enervat, stai să aranjez astea aici. Stai, fetiță! Alo! M-auzi? Făi, fetiță, unde ești? Sunt aici. Aoleu, ce bine! Ce bine, fetiță, că ești aici, că am scăpat ăsta pe jos și am zis că s-a spart dracului. Telefonul tău este prevăzut cu un sistem antișoc special conceput. Nu se poate sparge. Ce-ai zis, fetiță? Alo, mă auzi? Da, te aud perfect. Alo, sor meu, auzi? Ia intră tu pe video pe asta, că eu nu înțeleg nimic ce zici. Parcă ești robot din ăla, daia de la televizor, ce dracului. Mă auzi, sor meu, Gino! Ți-am spus, te aud perfect. Wow! Dar mă, ta, cine ești? Vocea din telefon. M-ai chemat și am venit. Dar nu pe tine, fetiță, pe sora mea voiam să vă pe video pe asta. Dar stai, ce-ai zis? Am spus că sunt Lady Gagăl, vocea inteligenței artificiale. Acum și în format video. Păi și ce? Te-am chemat eu? Da, ai scăpat telefonul pe jos, iar eu am venit. Cu ce te pot ajuta? Eu am chemat-o pe sora mea, fetiță, nu pe tine. Ce să vreau eu de la tine? Ai nevoie de un sfat? Eu sfat, fetiță, eu sfat de la tine. Pe mine care mă sună tot cartierul, că eu sunt aia care dau sfaturi, auzi? Auzi, poate că nu știi, dar eu sunt Coca de la B2, da? Îndrumător spiritual și material, sfătuitor și coach pe Pur Life. Ai înțeles? Am înțeles. Și ce fel de sfaturi dai? Păi ce sfaturi? Sfaturi din astea... Din asta, fetiță, de femei și nu numai. Că dacă ai o durere așa pe fizic, ce să ieși și cu ce să te dai. Că dacă n-ai rochie de mireasă, de unde să o iei și ce să faci cu ea. Că cum să cureți o ceacră, o karmă, o aură, o din astea. Că ce să mănânci și cum să mănânci. Că dacă, cum să zic, dacă vrei să faci ceva de mâncare și n-ai bani, eu zic ce să iei, de unde să iei și cum să iei. Că eu știu, fetiță, toate magazinele astea pe ieftineală, pe tot ce vrei tu în Bucureștiul ăsta. Și, cum să spun, așa cu bani știe toată lumea, dar pe sărăcie nu știe nimeni. Atunci, de ce nu-ți faci un blog? Un ce? Un blog, un vlog, o pagină de internet sau un canal YouTube. Rău? Păi cum așa? Ai putea să-ți faci blog pe sărăcie. 100% șanse de câștig. Felicitări, ești unică! Blog pe sărăcie. Asta e, fetiță. Alo! Mama, mă auzi? Ce dacă mă fac un popor pe vocat muzica cu următoare? Alo! Da, da, Salonul Kitty Miau Miau. Pot să fac orice. Orice? Poți să... miaune atunci? Sau să dai din codiță? Și așa și... Uite, unora le place jazzul, da? Altora, spre exemplu, le place fasolea.